Sucevenii pot plăti taxele și impozitele locale pentru 2022, începând de luni 10 ianuarie, a anunțat primarul Ion Lungu în prima sa conferință de presă din acest an. Cine plătește taxele și impozitele până la data de 31 martie, indiferent de natura proprietății, beneficiază de o reducere de 10%. Plata se poate face la ghișeele primăriei sau online. Începând cu data de luni 10 ianuarie, se vor putea face plățile la impozitele și taxele locale la primărie. Am mai văzut și aici comentarii că, mă rog, localități mai mici, orășeni mai mici, deja au făcut plățile. Știu de multe ori tot îmi spun și consilierii și cărcotași, și domnule, să fim noi, ca Oradea, ca Cluj. Oradea începe plățile pe data de 13 ianuarie, atunci când noi începem pe 10. Când sunt mai mulți, mă rog, mai multe roluri, sunt făcute aceste, mă rog, sincronizări în contabilitate între partea tehnică de calcul și rolurile respective. Deci, ca să continuăm, plățile și impozitele locale se pot plăti la primăria municipiului Suceava începând cu data de luni 10 ianuarie, în numerar la ghișeele de lucru cu publicul, și rog cei care vin să păstreze regulile privind pandemia, purtatul măștii obligatoriu, păstrarea distanței, sigur vom avea oameni care vor face ordine acolo. Cu card prin intermediul terminalelor tip POS, instalate la ghișeu, cu card pe internet pe platforma www.ghiseu.ro, prin internet banking și prin ordine de plată sau prin mandat postal. Și în această perioadă se încasează, sigur, taxe și impozite locale, taxe, dar nu care, să mă rog, taxe juridice, nu cele proprietate, juridice, pentru eliberarea certificatelor fiscale, pentru eliberarea de vize și așa mai departe, și în această perioadă se încasează. Așa cum se cunoaște, în fiecare an, pentru plata în avans, pentru că sunt două tranșe de plată acestor taxe și impozite locale, pe 31 martie sau până la 31 martie și pe 30 septembrie, la toate tipurile de proprietăți, clădiri, teren, mijloace de transport, indiferent de la persoane fizice sau persoane juridice, de cei care vor achita până la data de 31 martie vor beneficia și în acest an de o bonificație de 10%. Așadar, așteptăm să revenim ca începând cu data de 10 ianuarie să poată plăti, să plătească taxe și impozite locale.